Accident pe centura ocolitoare a Severinului, în care au fost implicate două autoturisme, mai exact un autotren care transporta legume și o autoutilitară a direcției Drumuri și Poduri Craiova. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate. Autoutilitara direcției de drumuri și poduri a croșată de un tir pe centura ocolitoare a Severinului. În urma impactului, autoutilitara a căzut în șanț, iar o parte din legumele transportate de autotren au ajuns pe carosabil. Pagubele materiale sunt însemnate. Din fericire, niciunul dintre șoferi nu a fost rănit. La fața locului au intervenit echipaje ale ISU. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă. Detașamentul de pompieri de Vedatul Severin a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs pe centura ocolitoare a orașului de Vedatul Severin, în care au fost implicate două autoturisme, e vorba de un autotren care transportă legume și utilaj de la Regia de Drumuri și Poduri. Sosit la locul intervenției cu un asas, o descarcerare și un echipaj smurd, am găsit un echipaj care preluase deja partea medicală a conducătorului auto de la Autospeciala de Drumuri și Poduri. Ambii conducători auto, conștienți, cooperanți, n-au pus probleme, au refuzat transport la UPU. În momentul de față s-au executat măsuri specifice PSI prin deconectare bune la autoturisme, evitarea producerii de scurgeri de combustibil pe carosabil care să producă evenimente nedorite. Așteptăm în momentul de față să sosească cei de la rutiere, să degajăm carosabilul și să reluăm activitatea. Autoutilitara se afla pe marginea drumului, unde efectua lucrări de întreținere, fiind vorba despre un utilaj de tip Unimog al districtului Baia de Aramă, aflat la cosire pe sectorul districtului Gura Văii.